Salutare tuturor și bine ați venit la un nou clip. Astăzi este 1 noiembrie, un pic cam frig. Ne-am pregătit de iarnă, am luat niște mănuși. Să vedem cum o să ține de frig. Am mai lucrat un alta la ATV. Am pus un stop pe LED. Semnalizări pe LED, astea le aveam dinainte. L-am mai gresat puțin. Am pus și aici la cardan niște vazelină, văd că a aruncat afară cum s-a învârtit. O să verificăm uleiul prima dată înainte să ne pornim la drum. Asta recomand să faceți de fiecare dată, să verificați nivelul uleiului. Uite că destul de jos, sub minim. Am impresia că mănâncă foarte mult ulei ăsta meu. O să mai completez. Și da, am mai adăugat niște lichid de frână. Am verificat să văd la ce temperatură îmi rezistă antigelul. -25 de grade. Am lucrat la lumini, semnalizări, stop pe frână. Totul e ok, în afară de un bec aici n-am reușit să-l fac, că aveam un contact imperfect și n-am mai avut chef ieri. O să completez puțin nivelul de ulei. Am zis că cam mult ulei mănâncă, nu știu care e faza. Probabil din cauza uzurii. Sau, na. Ce să zic, mi-am mâncat la 1000 de kilometri cam 700 de grame. Asta nu știu dacă e rău sau bine. Spuneți voi în comentarii dacă la voi vă consumă ATV-urile ulei. Hai să vedem dacă se vede ceva pe jos. Da, cred că mai trebuie. Bun, gata, nu-i mai pun. Ok, este de recomandat aproape înainte de fiecare ieșire să verificați măcar nivelul de ulei, nivelul de apă, ca și la mașini. Din când în când să vă mai uitați la frâne, la rulmen, să vedeți dacă aveți jocuri una alta, pentru că na, totul se merge cu ele într-un regim de off-road, peste pietre, peste denivelări și riscul să apară jocuri sau să cadă rulmenții este destul de frecvent. De-aia e bine să verificați ATV-urile înainte de a porni la drum. Da, mergem să alimentăm și să ne întâlnim cu băieții la pub, la o cafea, să stabilim traseul. Pe urmă mai vedem. Ce să-mi pun aici ceva sită, bă, că tot îmi intră mizerie. Hai că am ieșit. Două ATV-uri și două cross-uri deocamdată. S-ar putea să mai vină cineva mai târziu. O să vedem. A ieșit și soarele. Sperăm să se încălzească, că dimineața a fost foarte frig. Destul de moale pe jos. A plouat în ultima vreme destul de mult.
TV-uri până la urmă. Mergem pe aici, încercăm niște urcări până ajung ei, așteptăm aici. Să vedem care e faza. Avem aici niște urcări periculoase rău. Nu știu dacă le face careva, sincer. E ușor. Asta e ușoară? Poți să cobori pe jos? Nu pot nici pe jos. Atunci hai să ne dăm. El un pic accelerat. Unde? Să urcăm pe aici? De unde să mă întorc, frate? Du-te mai în față! Du-te mai în față! Cam nasol cu aderența pe aici. Hai că mă bag și eu pe aici. Să vedem cine mai urcă. Bă, a căzut să-mi bat piciorul. Am alunecat pe jos. Vă dați seama ce abrupt e. Hai că vine Renegade-ul. Pierzi ușor aderența, trebuie să te joci un pic cu accelerația. Ok, mai dăm o dată. Vedem. Ha, ce mare! Bă, ia câte-s! Ia câte-s, mă! Ia ce mare! Wow. Ce faină e asta, bă! Este o sărută, ea mai prins. Trebuie să mai cauza, că le pui în plasă. Hai că-i mai dăm o urcare.
I-aș da-o pe mare acum, să nu pierd așa ușor aderența. E mai puțină putere, dar... Ai mai multă... Nu se pierde așa ușor... Nu se pierde așa ușor aderența. Frumos, bolundule! Ești buiac? Hai că au venit și băieții cu... Vedem acum! Dita e crenguiul la roată. Să intra copacul la roată, bă? Nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa în spate. Bă, dar lunești rău, rău, rău aici. Frate, lasă-l încet în spate. Încet, 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 încet. Hai să-mi bag, bă. Fii atent, alunecă. Bă, 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 hai că tragem încoace către mine. Ușor, ușor. Virează, virează stânga. Așa, și să-l dăm încoace, nu marg acolo jos. Ai fost cu 4x4? Cuplează fața, spatele și hai mai în spate, ia-ți un pic de avânt, el de acolo poate. Bă, dar e rău aici, bă. Cosmin, stai acolo să vin și eu. Hai să vedem cum e. Bă, e rău acolo, e pantă mare și... Ușor, pe balandule! Ai pistrui? Am pistrui. Uite, mă!
Patinează rău. Am luat-o cu rota din spate, ia pe aici, am intrat să-mi fac până la nebunia, venit. Ce era să intru în ea, bă? Hai să-mi fac piciorul, era să vin și eu în tine. Am venit pe frână, ia cât am venit pe frână, vreo 2 metri, 3. Ești ok? Te-ai lovit? Păstrați distanța, păstrați distanța, că merg pe frână mult.
uite aici, am rupțiuni. What? Hai că dau o tură cu Renegade-ul Răzvan, să vedem. Și tu îi dai? Îi dai și tu săritură, dar ai grijă să mergi drept, să nu mergi virat. Te duci? Hai să-i dăm, mă, să-i dau eu. Locul meu preferat de sărit. Ăsta nu sare, frate, că e frică. Ce-i aici, bă? Bă, de ce n-ai venit să sari, mă? Yeah.
Merem. Am băgat o trântă, bă. Uite aici. Am vrut să trec în viteză, să nu rămân în mașina asta. Mi-a sărit aici fața. S-a plecat ATV-ul. Noroc că nu a venit pe mine. Am dat cu spatele rău. Nu știu, sper să nu fi pățit nimic, dar nu că mi-a luat. Mamă, bă, dar vezi, îmi lipsește aia, mă. Aia din pe spate, fix carapacea aia nu am. Mamă, ce rău am dat, bă. Mi s-o desfunda plămânii. Ha? Ai, dar ce mă doare spatele, bă. Uai. No, hai, să-i dăm, așa e ușor. Să vă mai pornește ăsta. Mamă, ce cânt am băgat!